Salut, berbeci! Voi face citirea pentru luna august 2024. Pentru cei care aveți ascendent zodie berbec și, bineînțeles, femeile care au și luna plină în berbec. Voi face tot la fel o cruce celtică, fiindcă majoritatea ne vom confrunta cu anumite dorințe, anumite alegeri pe care vrem să le facem și puteți să consultați această citire. Voi folosi tarotul Druid și tarotul Rider Waite. Deci, haideți să vedem. Pentru voi, orice dorință v-ați pune. Le pregătesc pe ambele, da, și pe urmă le discutăm. Haideți să vedem. Deci, luna august pentru voi. Cu soarele în leu, Marte în Gemeni și Mercur retrograd. Mercur retrograd în fecioară. Haideți să vedem. Ne uităm la ambele în oglindă. Iată, aici aveți un rege de bâte. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în săgetător. Avem semnele săgetătorului, nu ale leului de data asta, în acest tarot. Deci vorbim de un bărbat care arată dorința lui de a vă ajuta, de a vă susține să rezolvați anumite probleme. Un bărbat care își dorește să călătorească, își dorește libertate, o fire independentă, o fire creativă și independentă. Și aici avem un șapte de bâte. Ne gândim la posibilitatea voastră de a debloca o situație. Aveți cam tot ce vă trebuie pentru a debloca această situație. Din nou aici vorbim de comunicare. Veți comunica foarte bine cu acest personaj, acest bărbat. Este o comunicare rapidă. Și la celelalte vorbim de un as de bâte, vorbim de proiecte pe care vreți să le începeți, proiecte pe care le faceți cunoscute, poate o prietenie, poate o relație, poate un proiect nou, o călătorie. Nu vom analiza mai mult de 4 arcane. Deci aici la astea vorbim de o concurență, de o rivalitate. Aveți foarte multe bâte aici, dacă observați, și 10 de bâte, deci foarte multă muncă, eforturi și o rivalitate. Unde veți bârfi, veți minți, veți face de toate și unii și alții. Pentru a vă atinge scopul, o prințesă de bâte, o prințesă cu ascendent zodie în lună plină într-o zodie de foc, poate să fie și berbec, care călătorește mult, își dorește lucruri noi, dorește să aibă noutăți la locul de muncă, îi place să muncească și chiar vă puteți baza dacă aveți o asemenea colaborare. Și iată un as de spade care arată rațiunea. Vă doriți totuși rațiunea într-o situație unde voi ați dori să impuneți această spadă, rațiunea, și veți reuși să o impuneți și această rațiune poate să vă aducă acea spadă care îi pedepsește pe cei incorecți și ajută pe cei drepți. Acum pe celelalte am să le pun aici în colțul ăsta, așa, și să dispunem crucea celtică. Deci, o primă carte, a doua,
3. Deci ați văzut 3. 4. 5. 6. Viitorul. 7, așa cum sunteți voi. 8. 9. 10. Și iată, vom începe să le punem și pe celelalte. 1. Și pe urmă le voi lua câte 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Deci, să le luăm pe primele, astea le pun așa, primele, cele două. Iată, aveți aici răspunsul la întrebare. Un drum periculos pe care porniți, unde aveți foarte mulți dușmani, unii vă întind capcane, unii vă mint, alții vă lingușesc, alții sunt nepăsători, dar voi trebuie să treceți printre cele două stânci, luna în pești, luna. Luna arată aceste riscuri, unde voi trebuie, dacă este bine, ar fi bine să nu intrați în acest drum, în acest proiect, dar dacă trebuie neapărat, atunci măcar observați și acționați în consecință. În ceea ce privește judecata, arată posibilitatea voastră de a evalua foarte bine o situație. Judecata arată o situație în care luați niște decizii, vreți să schimbați ceva în viața voastră și această schimbare este foarte importantă pentru voi. Este o schimbare profundă, o schimbare care implică foarte multe aspecte. Poate să fie profesională, poate să fie legată de familie. Este o schimbare pe care voi o gândiți foarte bine și o analizați. Ce se poate întâmpla, ce evenimente ar putea să apară? Iată, o regină de spade și luna. Deci, pentru cei care aveți un aspect important pe balanță și sunteți femei, poate să vă reprezinte pe voi. Dacă sunteți bărbați și nu aveți nicio treabă în astrograma voastră cu balanța, atunci veți avea o relație cu o femeie destul de, cum să spun, o femeie care își poate folosi comunicarea, ideile, gândirea, este în primul rând mentală și ea la fel ca toți cei care de spade, de aer, zurile de aer, dar este o femeie care poate să vă ține și la distanță, să vă impună o anumită distanță și o lună care arată un aspect destul de neplăcut, fiindcă poate să fie vorba de un drum pe care merge sau un drum pe care merge această femeie. Este un drum presărat cu dușmani, presărat cu persoane care îi fac rău. Trebuie să meargă pe acest drum. Știe că nu va fi ușor și este capabilă să
își folosească observațiile, să observe și să acționeze atunci când este momentul. Este totuși, cum să spun, foarte multă tensiune în aceste două cărți, care clar pentru voi, atât răspunsul la întrebarea voastră, cât și ceea ce se leagă de întreprinderi, de ceva care să aducă o posibilitate de schimbare, deci întreprindeți ceva, începeți ceva, este această risc, luna. Vorbim de începutul lunii, nu aveți prea mulți bani, trebuie să vă descurcați cu banii pe care îi aveți, încercați să țineți de ei, să nu cheltuiți foarte mult, dar aceste blocaje, acest blocaj legat de bani poate fi înlăturat dacă sunteți drepți, corecți și fermi în atitudinea voastră, veți reuși ceea ce v-ați propus. Trecutul rămâne undeva un diavol, am zice un viciu, un viciu pe care este bine să renunțați la el, dar și acest as de cupe poate să arate o vulnerabilitate, o slăbiciune, fiindcă asul de cupe întotdeauna arată iubire, iubirea pe care o arătați celor apropiați, iubirea pentru divinitate, iubirea pentru partenerul de viață, pentru familie, și această iubire poate să fie exploatată de un bărbat cu ascendent zodie în Capricorn, care vă cunoaște aceste aspecte. Deci trebuie să considerați ca pe o slăbiciune la care trebuie să o mascați cumva, să nu o mai arătați. Prezentul pentru voi, s-ar părea că veți primi niște bani în luna august, bani care au o sursă misterioasă, bani care vă dau posibilitatea să faceți investiții după gustul vostru, investiții în lux, în bun gust, în cursuri superioare, în tot ceea ce vă doriți voi, și un trei de monede care la fel vorbește despre o creativitate. O creativitate care este la început și care promite să se dezvolte și trebuie să o organizați genial pentru a obține ceea ce vă doriți voi. Deci vorbim de bani, vorbim de creativitate pentru voi în prezent. Prezentul vorbim sfârșitul lunii iulie, când eu fac această citire. Vorbim aici de viitor, lumea. Și din nou apare un diavol. Lumea va aduce schimbarea, dar este o schimbare impusă de voi. Acest diavol nu cunoaște acest lucru. El știe că vă cunoaște niște slăbiciuni, vă cunoaște niște vicii și el trage pe aceste vicii să fructifice aceste vicii. Deci să vă aducă în puterea lui. Voi aici aveți un talisman al norocului. O schimbare puternică în idei, în gândire, mentalul vostru, sentimente, comunicare, creativitate, energie, vitalitate, toate au această schimbare care depinde numai de voi și poate să să vă protejeze. Aveți și un șarpe cosmic, așa este numit, acest cerc de protecție, deci o protecție divină, unde voi veți impune aceste schimbări. Schimbări pe care acest diavol nu le cunoaște. Deci voi puteți să vă schimbați acum și să dați deoparte toate slăbiciunile voastre și toate viciile pe care acest personaj vi le cunoaște. Așa cum sunteți voi,
Iată, ceva vi se contestă, vi se contestă munca, vi se contestă creativitatea voastră, munca realizată de voi și veți avea un proiect în care veți primi niște resurse, dar s-ar părea că nu veți primi cât v-ați așteptat, cât v-ați făcut voi planul. Veți primi o sumă mult mai mică, deci ceea ce primiți va fi mult mai puțin, dar nu veți pierde, veți primi și am putea spune că pe viitor promiteți că o să vă descurcați mai bine. În ceea ce privește mediul vostru, aveți împăratul și un rege de cupe. Deci vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în berbec, puteți fi voi dacă sunteți berbeci, un bărbat autoritar, un bărbat care poate să vină cu idei, poate să vă spună niște lucruri care să vă ajute. Întotdeauna împăratul își protejează supușii. Am putea spune că el nu dă niște aspecte negative, din contră, dă niște aspecte pozitive. Dar mai aveți aici și un rege de cupe. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în Scorpion. Și el un suveran în domeniul lui. Dar totuși acest bărbat poate să arate că el e dispus să vă arate bunăvoință, dar trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă acest personaj poate să nu arate această bunăvoință, din contră să considere că l-ați rănit și să se răzbune. Deci voi aici veți avea în mediul vostru doi bărbați care se implică. Unul își arată bunăvoința, dar trebuie să-i o câștigați, iar celălalt își arată sprijinul direct prin a vă da niște sfaturi. Ce vă este vouă teamă? Vă este teamă că acest împărat, apare din nou împăratul, vă este teamă de acest împărat, fiindcă el a spus niște lucruri, v-a spus ceva, că ați făcut o construcție pe o bază care nu este stabilă, ați fost imprudenți și acum vă puteți aștepta ca fulgerul lui Marte să dărâme această construcție, să vă aducă cu picioarele pe pământ, să vedeți toate greșelile, toate imprudențele pe care le-ați făcut și să primiți această șansă de a reconstrui totul pe o bază solidă, fără greșeli, fără imprudențe. Deci asta poate să vă spună acest împărat și trebuie să fiți foarte atenți la ceea ce vă spune acest împărat. Iar voi sperați totuși ca acest turn să nu se dărâme, dar s-ar putea să nu fie suficient. În ceea ce privește finalul, iată, este o revedere. Vă reîntâlniți cu o persoană din trecut. Este o persoană de care ați fost legați cu vise, cu proiecte și v-ați simțit foarte bine. Ați colaborat sau din contră, nu ați colaborat sau ați avut o relație care nu a fost benefică, dar cert este că veți descoperi în final că această persoană din trecut v-a falsificat niște înscrisuri. V-a făcut o înscenare, astfel încât să vă ia toate armele, să considere că așa vă poate pedepsi, așa vă poate ține sub control. Deci, dacă ne uităm aici, pentru voi, răspunsul la întrebare l-am discutat, deci este luna și un aspect legat de judecată, de gândirea voastră, de analiza voastră a acestei situații, a drumului pe care trebuie să mergeți. Ceea ce întreprindeți
acest drum pe care știți că trebuie să mergeți și este destul de greu, este periculos, voi îl gândiți foarte bine, îl analizați foarte bine și știți că trebuie să țineți la distanță persoanele care nu sunt de încredere. Viitorul pentru voi poate să vă aducă o schimbare profundă, dar va aduce și un diavol. Un diavol care vă privește, vă urmărește aceste schimbări ale voastre și le contorizează astfel încât el să vă aducă blocaje în schimbările voastre și să vă țină în puterea lui. Acest diavol s-ar putea să fie o persoană din trecut, fiindcă veți afla rezultatul final. Poate să fie o persoană din trecut, uitați, care este 6 de cupe, care v-a falsificat, v-a făcut niște înscrisuri care nu sunt adevărate pentru a vă ține în loc, pentru a vă crea blocaje, probleme. Aceasta a fost citirea pentru voi, berbecii. Vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și dacă vă regăsiți în această citire, puteți să ajutați canalul să se dezvolte dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!